Să vezi și să nu crezi, un bărbat în vârstă de 30 de ani s-a trezit îngropat de viu după ce leșinase la o ceremonie. Bărbatul se trezise să meargă la baie. Conform adevărul.ro, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost îngropat de viu într-un sicriu, după ce a leșinat la o ceremonie neobișnuită. Acesta și-a dat seama ce s-a întâmplat cu el când s-a trezit în mijlocul nopții pentru că voia să meargă la baie. Întâmplarea a avut loc în America de Sud, relatează Daily Star. Bărbatul a participat la o ceremonie închinată poporului Toba din America de Sud. Acesta a fost invitat de un partener să bea câteva beri la ceremonie și, potrivit spuselor sale, a ajuns să fie văzut drept o ofrandă pentru mama pământ. Ne-am dus să dansăm, eu sunt ghidul și nu mai amintesc nimic. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că eu credeam că sunt în patul meu și m-am ridicat să mă duc la baie, dar nu mă mai puteam mișca. Și când am împins sicriul, am reușit în cele din urmă să ies, am fost îngropat, a declarat bărbatul presei locale. Acesta a ieșit din sicriu și a solicitat ajutorul unei persoane din proximitate, apoi a fost transportat la o secție de poliție. Potrivit altor rapoarte, bărbatul a fost găsit rătăcind în jurul El Alto, al doilea oraș ca mărime din Bolivia. Bărbatul care l-a găsit rătăcind a afirmat că acesta era acoperit cu ciment pe față și pe cap, astfel că cei care au încercat să-l sacrifice au dorit să-l îngroape sub ciment. Potrivit Daily Star, o anchetă este în curs de desfășurare. Relatează adevărul.ro.